a scris polițistului pe site-ul de socializare că relația dintre ei s-a terminat, însă el nu a vrut să accepte, scriindu-i la rândul că decât să o știe cu altcineva mai bine, la pușcărie. Tatăl fetei a găsit conversația dintre cei doi. Chiar cu o seară înainte. O seară înainte. Ce i-a spus? Că să dispară din peisaj. Când? Dacă s-o... Decât să profite altul de ea, mai bine, handicapat de ea, mai bine... Să ducem la pușcărie. La pușcărie. Deci mai bine să ducea el la pușcărie decât să o lase cu altcineva. Da. Și ea v-a spus, nu? Sau ați descoperit dumneavoastră? Am descoperit acum. Acum ați descoperit. Nu. Dar de ce nu s-a dus la poliție să declare? I-a fost frică? Nu i-a fost frică. Probabil nu credea în stare. Dar el era decis. Era decis. Păi cum îți poți închipui că... În momentul în care ții armă în dotare, orice polițist face așa, ai două dale de încărcat, nu? Unul e gol și așa știu eu, și unul e cu gloanțe, deci el l-avea deja pregătit pe ăla cu gloanțe. L-avea pregătit. Nimeni nu-l credea în stare de așa ceva, de aceea probabil fata nu s-a temut după ce a fost amenințată și nu a spus nimănui. Nu știu, doamne, era frică, ea era foarte... Dacă ea nu putea să omoare o pasăre sau să dea peste un câine cu mașina, credea că nimeni nu îi se poate, nimănui nu se poate întâmpla să te împuște și nimeni. Deci n-am mai avut a face cu geacul de gen de oameni. Nu credea ea. Dar nici dumneavoastră nu credea să se întâmple așa ceva. Păi nu, tocmai asta nu credeam. Că, cu toate că în ultima perioadă el devenise prea obsesiv, prea pentru el. Și ce, cum reacționa ca obsesivitate așa? Furios așa. Furios era, venea pe aici, o căuta, striga? Păi tot timpul o controla. O controla? Și asta au fost ultimele lui cuvinte. Părinții fetei sunt sfâșiați de durere. Au mai avut un copil jucător la Petrolul Ploiești. A murit acum 3 ani de cancer. Tatăl fetei spune că doar dragostea pentru nepoții îl mai ajută să meargă mai departe. Elena Pârșa a fost împușcată în cap de iubitul ei polițist în localitatea dâmbovițeană Ile Caragiale. După atac, bărbatul s-a sinucis. Medicii nu au mai putut salva viața fetei, iar părinții au decis să doneze ficatul și rinichii unor bolnavi a căror viață depindea de un transplant. Elena Pârșa va fi înmormântată sâmbătă.